vorbim de viteză. Viteză, de sport. Nu, nu. De sport nu, de viteză da. Da, nu, mă gândesc așa la ce se întâmplă în business, un pic la nivel global, așa, cu drepturile TV. E o știre care mi-a rămas în minte, știi, că Formula 1 s-ar putea vedea pe Apple TV. Pe unde? Pe Apple TV. Am căutat în grila de programe, la mine pe cap nu e. Păi nu, că tu n-ai de ăla. Fii atent, ca să vezi cât de înapoiat sunt. Când a apărut prima dată Netflix-ul, știi? Eram ce, căutai pe cap, nu? Eram într-un city break, vorbesc serios. Deci prima dată, când nu știam ce e la Netflix, eram într-un city break prin străinătate, în România nu s-auzise de așa ceva, și mi-a zis tipa de la cazare, aveți și Netflix. Și eu am stat și am luat 1000 de canale, că era gen, băi, și nu găseam Netflix-ul. Și când am plecat, le-am dat și un review pe booking.com, le-am zis, mă, e foarte bună cazarea, dar serios, nu mai mințiți oamenii cu Netflix, că am zapat, așa am zis, am zapat 1000 de canale și nu l-am găsit. Era pe vremuri, nu știam ce aia, dar după aia am învățat și mi-a fost rușine. Dar să știi că review pe booking a rămas. A rămas, nu? Da. O să-l nu caut, mai știu la ce o să-l caut. Zim la ce hotel că-l caut, pe cuvântul meu, dacă nu-i fac captură și îl pun pe ecran. Zi mai cu Apple TV, cum da, e? Da, e, din punctul meu de vedere, nu numai, ceea ce se întâmplă cu filmele se va întâmpla și cu drepturile TV, știi? O să migreze către diverse platforme, ceea ce a început, da? Da. Ei, și acum se discută despre o sumă colosală. Da. 2 miliarde de dolari pe an ar plăti Apple TV, da? Okay. Pentru exclusivitate. Deci tot ce înseamnă Formula 1, te abonezi la Apple TV, plătești ca să vezi Formula 1. Ei, cred că aici se vor duce încet, încet tot ce înseamnă drepturile TV. Fie că vorbim de NBA, de NHL, de, inclusiv după părerea mea, de Champions League. Dar suma mi-a rămas în cap, 2 miliarde de dolari pe an. Sigur, aici pot apărea tot felul de discuții legate de sponsorii care sunt acolo. În fine, repet, e mult de vorbit, dar ca informație legată și de partea asta strict de business, nu de sport, mi se și pare... O singură chestie să vă zic, viteză maximă în Formula 1, ca să vedeți de ce e un sport atât de interesant, că e părerea mea că e un sport. E sport, da, clar. Viteza maximă, uite, de exemplu, 378 de kilometri la oră, record. Da, e... 378 de kilometri la oră. Mamă. E, în fine. Aoleo. Aoleo, aoleo, aoleo. Hai că eu mă gândesc dacă eu dimineața am rămas pe jantă, ți-am zis. De fapt ți-am zis normal. Mie mi-ai zis, dar nu le-ai spus oamenilor. Spunem după. Le zicem după, da, hai după. Și vine Ana Barnoschi aici, vecini în vizită. Stăm de povești, neața. Dimineața pe doi. This is bună dimineața! De această dată vorbim de rubrica Vecini în vizită, o rubrică dragă nouă, păi, sunt colegi, ai jingle-ul pregătit. Hai să facem așa, fii atent, hai. Da? Salut, vecine! Ce mai faci? Nu te-am vecină, văzut de hai! Mult. Auzi, oare n-ai să-mi dai o cană de lapte? Bună întrebare! Vecini în vizită! La dimineața pe doi! Turn it up! Da, niște făină n-ai? Aia voiam să asta zic nu-mi place eu, da. Cu făina, nu. Îți place ție. Ana Barnoschi. Până dimineața. Aoleu, ce tare, mă. Să-ți dăm casca mai încet. E un buton acolo sub masă, undeva, umblă gric și îți dă mai încet volumul la cască. Poți să vorbești, zine, ce faci? Abia ce vă spuneam că n-am pus niciodată la radio. Este o premieră pentru mine. Îți place? Îmi place, da. Acu te auzi bine? Mă aud foarte bine, da. E, bravo, bine ai venit. Întrebarea e dacă ne-ai suduit în gând de dimineață, pentru că... Doamne ferește, Doamne, de ce? Exact, Doamne ferește, doar ora. Nu pe grig, nu pe cernat, ci doar ora. Exact. Na, eu am fost la tine la emisiune de două ori, parcă sau de trei, nu mai știu. Uite, acu ai venit și tu și îți mulțumesc că ai venit. Cu mare drag. Este o plăcere să fiu astăzi aici. E o plăcere, a? Am înțeles că te duci în... Hai să te întreb ce faci în weekend, că am înțeles că te duci în weekend la Festisat acolo, nu? Da, da. Ne ducem, da. Este da. Un eveniment caritabil, SOS Satele Copiilor. Da. Sâmbătă pe 7 octombrie. Va fi și un concert, va cânta Loredana, Voltaj,
Azi că mă duc și eu, că n-am mai văzut-o pe Lori de mult. Da. Mă duc și eu să o văd. Iar fiecare bilet cumpărat va fi o donație către copiii aflați în situații vulnerabile. Da, noi suntem parteneri. Da, noi suntem parteneri și ei aniversează cât că 30 de ani, dacă nu greșesc, de când fac treaba asta extraordinară și mergem cu toții. Grigați că vine și cu fiica sa, cu ea. Da, neapărat. Că începând cu ora 14 sunt activități pentru copii și eu de obicei îmi dedic timp copilului, în special în weekend când sunt și eu liber, de așa. Și gândești copilul liber de la teme, iar undeva după ora 18, ceva de gen, începe activitățile pentru oamenii mari, dar și pentru copii, încep concertele și așa mai departe. Chiar de pe Loredana nu mai văzusem nicio de mult. Cu ocazia asta o să o și salut, o să-i salut și pe toți colegii care vor fi acolo. Dacă nu mă înșel, este și Radu Andrei Tudor, prietenul și colegul nostru, va fi și el acolo, da, chiar da, gazdă a show-ului. Da, prezintă show-ul. Da. Între timp, pe Ana vreau să o întreb așa, ca și ce gazdă a unui show, și că vorbeam mai devreme. Ce vrei tu să întrebi? Hai, că e întrebarea noastră clasică, simplă. La ce oră te trezești dimineața? Că toată lumea care vine la emisiune zice, mamă, dar e cam de vreme. Și noi îi chemăm la 9, că suntem niște băieți buni. Da. Exact. Măi, eu recunosc, nu sunt o persoană matinală, n-am fost niciodată. Așa. Nu funcționez foarte bine dimineața, așa că mă trezesc în jurul orei 10. Ah, bun, bine. Și la ce oră te duci către pătuți? În jurul orei 1. Ah, constant? Că e 12, că este 2... pe acolo. Da, 12, 2, iese media 1, da. Media, ora 1 noaptea, da. Ia zi tu, când ai venit la noi în echipă, aveai 19 ani, nu? Da, aici, da. La Canal D. La 19 ani am intrat în familia Canal D. A, și n-ai mai plecat. Nu, n-am mai plecat, am rămas aici, sunt pe baricade. Băi, dar uite asta cu râsul tău, știi, râsul, în cinematografie, cred că cel mai cunoscut râs este al Rodicăi Popescu Bitănescu, cred. Așa este. Nu? Da. Așa, sau mă rog, pe care așa îl știu... Așa cred și eu. Mă rog, îl știu și tinerii, cred oare. Dar tu de unde îți vine chestia asta? Măi, n-aș ști să spun de unde vine, că vine așa din mine, că râd din tot sufletul când râd. Am înțeles. Deci dacă... Ce se zice vreodată, Ana, mai râs puțin. Da, de foarte multe ori. Ana, mai râs puțin. Da. Sau, acum nu vreau asta să cum mai râs puțin, îmi spun foarte mulți care nu mă cunosc, dar hai râs și tu. Serios? Da, dar doar că nu pot să fac așa. Normal, dar trebuie să se lege ceva, corect. Ai dreptate. Ia zic, cum te înțelegi cu amicul meu Bursucu, care vreau să-i transmit pe această cale? Hai, Dinamo, atât am avut de spus. Nimic altceva. Ne înțelegem foarte bine, mai ales că lucrăm, cred că, de 8 ani împreună. Wow. Avem o vechime. O vechime, da. Nu, dar așa, eu știu că realmente voi chiar vă înțelegeți. Da, mai ales după anii ăștia am ajuns să ne simțim din privire. Da, bine, acum așa ne poți și cerți după 8 ani sau în 8 ani, știi? Dar la voi chiar... Bine, după 8 ani te cerți doar din priviri, știi? Nu te mai... Înțelegi? Mai te cerți la propriu. Da, uite, fiindcă suntem la o emisiune care se intitulează Roata Norocului, știi? Te consideri așa în viața de zi cu zi? Nu știu, ai avut vreodată un noroc de la chior, cum s-ar spune? Deci, efectiv, să ai un noroc random, așa, deodată, să nu știu, să găsești 10 lei, nu, să găsești într-o geacă veche. Ce? 100 de lei. Asta găsesc frecvent, că mereu îmi las bani prin haine. Consider că sunt o persoană norocoasă. Dar ai anumite superstiții, nu știu, de care condiționezi cumva sau nu norocul tău, nu știu, ai mici chestii. Zici, domnule, dacă astăzi nu ies cu dreptul, nu pășesc cu dreptul din casă, când ies din casă, nu merge bine sau... Nu, doar de revelion câteva superstiții. Ce faci de revelion? Asta cu lenjeria roșie. A, da? Da, să ai tot paharul timpul de șampanie la 12 în mână. Să te pup sub... Asta cu pupatul. Nu, cu pupatul sub vâs, că nu. Eu tot timpul am înțeles asta, știi? Deci, domnule, trebuie să te pup sub vâs. Nu știu de unde vine chestia asta care... Nici eu n-am înțeles de ce. Eu m-am pupat de două ori sub vâs și nu s-a terminat bine. Deci nu e bună superstiția asta. Deci chiar eram la 12 noapte, era un vâs, nu o să uit niciodată, eram la un revelion la cineva acasă. De lustra din sufragerie era atârnat vâscul și era coadă, îți dai seama, la 12, toate cuplurile. Eram acolo, hai, repede.
Tu, hai, next. Bine, dar știi că eu la cât de pălugă sunt și de cocostârg, nu, eu cupai nu căpeam. Din greșeală. Nu căpeam sub lustrea, orice s-ar întâmpla, știi? Deci n-ai superstiții, ce interesant. Deci roata norocului și avem o norocoasă pur și simplu, Ana, da. Fără superstiții, fără chestii de genul ăsta. Când erai mică, erai norocoasă? Când erai, cum erai tu când erai mică? Asta... Am fost un copil foarte cu minte. Da, în ciuda a ceea ce par acum a fi la emisiune, o zbăfăiată și o nebună, dar am fost un copil foarte cu minte. Nu mi-am spart niciodată capul, nu mi-am rupt niciodată nimic, vreo mână, vreun picior, n-am spart niciodată vreun geam sau așa, da. Te jucai? Da, unde mă lăsa mama acolo, stăteam, mă jucam cu păpușile, da. Făceam haine la păpuși. Mamă, ce discrepanță, exact ce zici tu, față de... Le făceai baie păpușilor? Și eram foarte timidă. Pe bune? Foarte timidă. Bine, eu mergeam după fusta mamei. Eu cred că și acu ești, de fapt. Sunt, da. Cred că, de fapt, undeva mai, acolo... Mai sunt, în adâncul sufletului, mai sunt. Bine, nu e ușor, știi, tot timpul să apar la televizor așa. Mă rog, în vacanță pe unde ai umblat? Am fost în Creta cu mama. Tu pe fusta mamei. Cu mama, ce cu interesant mama. Da, cu mama. Încerc o dată pe an să plec cu ea într-o vacanță. Măcar o dată pe an. Și cum a fost? Ce ați făcut? A stat ca fetele? Să petrecem timpul împreună. Ne-am plimbat, am vizitat, am stat și la plajă, ne-am și relaxat, am vorbit. Ați cheltuit bani mulți pe cumpărături sau ați fost cu minte? Eu mai mult. Tu mai mult? Ce ți-ai luat? Fiind în Creta, am luat foarte multe chestii de astea, de bucătărie, uleiuri, da. Tot felul ulei de măsline. Cu trufe. Ulei de măsline cu trufe, da. Nici nu știam că există. Mamă, dar e bun rău. Da. Avem poze, da. L-am descoperit acolo și am zis trebuie să iau, mamă, tot dacă cu ulei în bagaj. Dacă ne urmăriți pe canal de 2 și nu doar ne ascultați pe Radio Impuls, avem și poze. Hai să schimb ochelarii să văd mama. Pe mama. Ia să văd și eu pe mama. Te vedem pe mama. De ce râzi, măi, gric? Vreau am să văd pe mama oțet ei. Oțet cu aromă de rodie. De rodie? De rodie și de portocală. Da, foarte bune. Păi nu ți-ai luat și tu o gentucă ceva? Nu, când te duci în Grecia, e păcat. Nu. Să nu aduci tu niște ulei de măsline din Grecia. Eu sunt pe... Tu ești pe grupuri de-astea de Facebook, chiar, dar eu sunt pe foarte multe grupuri. Există grupuri de-astea gen mama, Forum așa. Grecia, voi vorbiți că România în Tasos și așa mai departe și toată lumea, într-adevăr, că merge în Grecia, își ia ulei de măsline. Nu sunt dar tu cum, grupuri, l-ai, dar... cum l-ai transportat? În ce l-ai adus? În bagaj. Cu avionul? Da. Ok. Da. Și ai pus de la frăgeai pe el? Sau... Păi numai că nu poți să-l iei la mână. Păi nu, știu, nu. Nu, l-am pus în bagajul de cală. Dacă ți-ai sticluțe de alea mici, știi? L-am băgat printre haine. Printre haine, da, da. Să nu se spargă. Așa transportam și eu când îmi luam vin la fel. Aveam tot felul de astea de pulmă. În prosoape. Da, și, da. Păi nu, băi, nu. Dar de ce mi-aș lua prosop? Asta zic, da, tu nu ții prosop, eu plec cu prosop de acasă. Ai, ești bine. E ca să fie curat, că știu, l-am spălat, am eu, înțeles, dar l-am să fie. Am înțeles. Dacă și nu ai găsesc... și de mâini, cum aveau bătrânii, de prosop de mâini, nu, de față? Dar am papuci. Și de... Plec și cu papuci de acasă. A, nu contează că stai la 5 stele, unde da, ești tu. Da, am. Adică tu nu, te speli, te ștergi cu prosopul de la hotel? Depinde. Depinde cum arată, dar acum nu este vorba despre mine. Dar tu ți-ai prosoape la tine, dragă? Nu. Nici eu. Nu. Deci, pe bune. Dar ce? Dar nici ce? Papuși de aia de stat în... De mamaie, da. Cum zic eu. Dar ce îți iei tot timpul? Ce nu lași acasă când pleci în concediu ăsta? Ce nu-ți lipsește din bagaj, da, practic, ce nu, da. Da. În afară de chestiile esențiale, nu știu... Din bagaj depinde de destinație, dar în general nu-mi lipsește costumul de baie. Păi de, bine, de costumele de baie, că mi-au multe. Da? Da. Ok, deci tu la munte nu prea îmi place să merg. La munte mai puțin, mai mult la mare. Deci nu e la între... căldură. La căldură, am înțeles. Bun, deci ai fost doar în Grecia? Lasă că ne spui după aia. Hai să cânte muzica și după aia. Uite, mă uit din nou la mămica ta. Hai să cânte muzica și ne întoarcem cu Ana Bala. Dimineața pe doi. Non-stop hits. Suntem dimineața pe doi cu Grig și Cernat și pentru prima dată la radio, atât pentru ea cât și pentru mine cel puțin, Ana Barnovski este cu noi.
Colega noastră, avem vecini în vizită și că vorbeam de vacanțe, am întrebat-o mai devreme, dar am zis să detaliem puțin. După. Care este cea după mai... muzică, da. Fii atent, că ai zis că îi place doar marea. Cea mai ciudată sau exotică sau, habar n-am, destinația în care a fost ca vacanța? Și în care eu sigur n-am fost. Și nici tu, Cosmin, care tu ai fost peste tot. Nu chiar. În Vietnam. Ai fost? Nu. Ciudată, pentru că, între ghilimele, când am spus prima dată că plec în Vietnam, toată lumea mi-a zis, aulă, dar altă destinație n-ai găsit? Cred că oamenii încă asociază Vietnamul cu război, ceva. Războiul, da. Bine, s-a terminat de mult, să le spună cineva. Exact, numărul. Și chiar este 50 de ani. Foarte frumos. Chiar este foarte frumos în Vietnam. Ieftin, scump? Destul de ieftin. Aha, gen Bulgaria? Gen Thailanda. Adică mai ieftin decât în Bulgaria. Nici în Thailanda n-am fost și nici nu mă duc. Da? Nu. Am înțeles. Păi să nu te mai duci. Am niște țări în care am spus că nu mă duc atâta vreme cât sunt căsătorit. Deci nu o să mă duc niciodată. Înțelegi? Gata, dar în Vietnam n-ai fost cu mama, nu? Nu, nu. A, ok. Da, deci asta e. Nici în Brazilia nu mă duc. Nu mă duc. Fă bune. De ce râde? Eu aș vrea să merg peste tot. Da, e, glumesc, nu, glumesc. M-aș duce și în Thailanda. M-aș duce și în Thailanda, m-aș duce și în... Bun, deci Vietnam, dacă e number one așa din destinațiile în care ai fost? Mi-a plăcut foarte mult și Mauritius. Ah, bun. Nici nu știu unde e pe hartă Mauritius. Te-ai plimbat și tu ceva? Puțin. Așa. Păi hai să luăm așa, hai să ne batem în țări, că aici gric nu se califică. Deci Mauritius, Vietnam, unde ai mai fost? Japonia? Nu, n-am ajuns, îmi doresc. Corea? Nu. Australia? Nu. Am fost, așa, mai departe. Mai am, Statele mai Unite am. Ale Americii? Nu, n-am nici viză. Am fost. Mai LA, New York, bun, așa. Bun, atunci încerc să-mi fac programul pentru Revelion, să aleg o destinație. Da, ok, încă... unde-ți dorești cel mai mult și cel mai mult să... De exemplu, eu acum îmi doresc foarte tare să mă duc în Peru. Vreau să ajung acolo. Aș vrea să mă duc să vizitez. Aș vrea și eu Peru. Știi? Dar așa, care e, să zicem, prima destinație care îți vine în minte, unde ai vrea să mergi? Mi-aș dori... Bine, îmi doresc foarte mult Japonia. Okay. Dar îmi doresc Bora Bora, îmi doresc Fiji. Sunt foarte mult pe de-astea exotic. Fiji, da. Aha. E foarte frumos acolo. Da. Da, acolo n-am fost, dar trebuia să mă duc. Și Noua Zeelandă trebuia să mă duc și n-am fost. Și că și acolo e frumos, da. Deci trebuie să fie mare și soare. Dar în mare parte, nu, da. În Alpii francezi nu, nu. În Mont Blanc acolo, nu. În Franța pe la Nisa. Am înțeles, da. Înțelegi. Până în Austria, da. La Klagenfurt, acolo. Nu, am înțeles. Da, hai să ne întoarcem. Schiuri ai? Nu. Nu. Patine, da? Patine, da. Stai, patinez. Întrebarea este mai simplă. Geacă groasă ai? Adică... Am. Una. Am că stau, îmi intră friguri repede nuase și iarna trebuie să... Da, chiar uite, hai să ne întoarcem la chestii de-astea de zi cu zi. Ai devenit serios. Nu, dar n-am devenit nu-s deloc serios. Bine, să revenim la lucruri. La chestii așa de zi cu zi. Știi întrebarea aia? Faci piața, gătești? Da. Pe chestii de astea. Te duci la piață, da. Piață? Mai mult la market. Mhm. La piață în Bora Bora să duci ea. Bă, și ce știi să gătești? Rechin cu nu știu cum. Sau nu, ai vreo, de exemplu, pe partea asta de gătit. Ai vreun fel de asta de eu sunt specialist în lasagne și paste carbonara. Atâta știu să fac. Gătesc paste. Fac și ciorbe. Și ciorbe. De care faci? De văcuță? Rădăuțeană? De văcuță, rădăuțeană. De burtă? Logodnicului meu îi place foarte mult ciorba cu pipote și inim. Aoleu, n-am asta mai mâncat n-am de mult. Auzit, nici nu știam că există. Bună. E foarte bună. Cred că e un singur loc în București unde se mănâncă, cred. Unul singur. Da, îi fac mereu. Că zice. Da. Trebuie să le fieri bine. Da. Că dacă nu, e ciungă, în gumă. Mai ales când este logodnic, poți să-i zici, mi-ai mâncat toate inimile. Și pipotele, și ficații. Înțelegi? Iar el poate să zică, iubito, pipota ta e cam tare. Înțelegi? Bun. Deci am terminat. Și în afară de asta, ce mai gătești? Că după aia vine publicitatea peste noi. Sau unul, ce îți place cel mai mult să mănânci? Lasă gătit, zi. Așa. Fructe de mare. Se vede. Da. Se vede, adică, da. Auzi? Pește. Eu cred că trebuie să te muți din țară. Bă, bune. Ești dragă, ești tânăr, ai viitorul în față.
Hai tu pe aici, pe la Sibiu, pe la Sighișoara, pe la n-ai niciun rost. Draga mea, îți mulțumesc, ne vedem la Festisat cu siguranță în această formulă. Mulțumesc mult. Vă și mulțumesc și eu pentru invitație. Vine publicitatea peste noi, ne întoarcem, apoi vine Nadine Azisul cu știrile. Dimineața pe doi. This is...